Domnul Nache este director general Inacu Consulting SRL, o societate de servicii de consultanță managerială, reprezentant în România al International Featured Standards Management, general manager al IFS, acest International Featured Standard Training Center în România. Este partener oficial al Global Gap în România, proprietar de scheme de certificare, standarde internaționale pentru producția primară, produse agricole și partener oficial Europe Spa Med and Wellness în România, proprietar al schemei de certificare în domeniul spa, hotel spa, wellness spa, medical spa. Domnul Nache ne va vorbi despre standardul IFS, contribuție la dezvoltarea piețelor locale. Domnule Nache, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Sunt patru parteneriate pe care le am la nivel de proprietar de scheme de certificare, toate patru alese special pentru potențialul României. Global Gap este pe zona de agricultură, IFS e pe zona de industrie, FMCG și retail, Europe Spa Med & Wellness, a spus și dumneavoastră, în zona de well-being, să spunem, și wellness, dar și spa med. Și Temosul este în zona și mai specială de acreditare servicii medicale pentru turism medical. Am ales subiectul cu IFS, în mod special pentru faptul că acoperă tot lanțul de achiziție, să spunem. Dacă aveți plăcerea să îmi puneți și slide-urile, poate atunci o să pot să vă și spun mai repede ce aveam de spus. Ok, și pe tot ecranul vă rog. De ce am ales standardul IFS și IFS Food? Puteți să-l puneți pe tot ecranul. Ori de la slideshow, ori de jos de la ecran, ori de la slideshow se poate da tot ecranul. Da, unde nu pot eu să pun. Așa, e acolo în dreapta. A, exact, bravo. Gata. Ok. Deci, proaspăt a apărut standardul versiunea 7. Înseamnă obligativitate de la 1 iulie să fie disponibil pentru certificare. Deci, practic, toate firmele care erau certificate pe versiunea anterioară trebuie să treacă pe versiunea nouă. Deci am ales food pentru că știți foarte bine, balanța României este extrem de dezechilibrată în zona asta. Deci importăm imens în zona de produs alimentar în loc să producem și să exportăm. Iar o asemenea certificare tocmai asta face, este recunoscută de către toate lanțurile de retail din toată lumea, pentru că standardele IFS sunt standarde deținute de asociațiile de retail din toată lumea. Dacă puteți să-mi dați slide-ul următor, vă rog. Care este misiunea IFS? Tocmai aceasta, de a livra produse de încredere. Totul a plecat la începutul anilor 2000, unde nu exista niciun fel de certificare pe zona de produs alimentar, pe zona de calitate și siguranță. Tot ce era la vremea respectivă era legat de sisteme de management, o abordare este cu totul alta aici, discutăm despre procese tehnologice și produse alimentare. Deci ținta este pe a certifica procesul și produsul. Legat de viziunea IFS, este foarte clar, toate părțile interesate sunt orientate pentru a livra niște standarde de încredere, iar în zona asta de lanț de aprovizionare este clar că toată lumea își dorește să avem niște produse integre. Mai departe, vă rog.
Un istoric pe cum a evoluat partea aceasta de analiză și de îmbunătățire a standardului. S-a trecut de la o analiză națională, internațională, la nivel de comitete tehnice. Cert este că, în sfârșit, după vreo 2 ani de analize, în octombrie 2020, s-a publicat. În perioada martie-iulie, firmele certificate AFS au opțiunea de a rămâne fie pe versiunea 6.1, fie de a trece la 7. După cum vă spuneam și acum câteva clipe, de la 1 iulie toată lumea trebuie să treacă pe versiunea 7. Mai încolo. Încă un slide, așa. Abordarea este. Nu, înapoi, înapoi, înapoi. Abordarea este foarte importantă pentru că se trece de la acest cuvânt audit care dădea dureri de cap multora la o parte de evaluare sau assessment. De ce? Pentru că, practic, orientarea fiind pe proces și pe produs, se combină două tehnici, tehnica de audit și tehnica de inspecție. Foarte important, focusul este pe producție, o să vedeți mai încolo, peste 50% din timpul unui audit trebuie să se întâmple în producție, de pentru care tot ce este legat de document sau înregistrare trebuie să se analizeze strict în legătură cu ceea ce s-a văzut în producție. Încă un slide, vă rog. Bun, ce vă spuneam adineauri, coroborați stânga cu dreapta, minim 2 zile este un audit AFS Food, ceea ce înseamnă că la cel puțin 50% din timp, o zi sau mai bine de o zi se stă numai și numai în producție. Ce este foarte important apropo de tendință și de încredere, ca să pot să am încredere că la orice moment, în orice clipă, la orice pas, să spunem așa, partenerul meu, producătorul, este în stare să livreze același produs, la aceeași calitate și, bineînțeles, un produs care să respecte legislația țării unde se este exportat și un produs sigur, atunci s-a stabilit foarte clar audituri neanunțate. La fiecare al treilea audit, acesta trebuie să fie neanunțat. Slide următor. Mai mult decât atât, legat de sistemul de punctaj, care, după cum îl vedeți, este extrem de pragmatic. Deci, pe deviație avem de la A 20 de puncte până la D minus 20 de puncte. Era o zonă extrem de sensibilă B-ul și a rămas și mai sensibilă, în sensul că înainte era o mică abatere și toată lumea zicea bine, bine, ce înseamnă o mică abatere, iar acum este punct de atenție. Punct de atenție este o zonă care, după părerea noastră, eu am 25 de ani de audit, o să fie evitat, drept pentru care, pentru fiecare cerință a standardului, fie totul va fi perfect și clientul ia 20 de puncte, fie se ajunge în zona de C sau D, ceea ce înseamnă 5 puncte sau minus 20 de puncte. Ce trebuie precizat este că la AFS se trece sau se ia această certificare cu 75% din punctajul total, de pentru care vă dați seama că o să fie din ce în ce mai greu ca să se poată lua acest punctaj. Următorul slide, vă rog. Abordarea s-a concentrat. Înainte erau 281 de cerințe, acum sunt 237 de cerințe. Pe de o parte, 39 au fost concentrate, pe de altă parte, 23 au fost șterse și din cele 237 noi, 12 sunt noi nouțe. Nu intrăm în detalii, materialele o să le aveți. Cert este că, ce aș atrage atenția, fiindcă toată lumea vorbește, dar nu știu câți înțeleg, este clar cerută o persoană sau o echipă responsabilă pentru zona de fraudă alimentară, la fel cum este cerută o persoană clar definită pentru zona de controlul dăunătorilor, chiar dacă acest proces, să spunem, este externalizat. Iar legat de trasabilitate și de test, dacă testul de trasabilitate nu este în 4 ore, nu poți să fii certificat. Deci ești limitat la 4 ore la testul de trasabilitate. Mai departe, vă rog. Din punct de vedere al noilor cerințe, sunt lucruri destul de tehnice, dar lucruri cât se poate de clare.
lucruri importante legate de zona de igienizare și de dezinfecție, lucruri legate de zona de minimizarea riscurilor. Partea de trasabilitate, vedeți că este cu focus pe rezultatele testelor și înregistrări, iar la capitolul 6 se cere un plan de apărare alimentelor. Mai departe, vă rog. Din punct de vedere al principalelor modificări, abordarea, o vedeți în stânga, pe produs și pe proces. Toată lumea, toți auditorii trebuie să treacă prin acest e-learning. Iar legat de zona aceasta de calificare, este bine, în sensul că se ia în considerare și partea de experiență legată de consultanță a auditorilor. În zona de cei care verifică dosarele de audit și zona de martori, auditorii iarăși au niște cerințe suplimentare. Mai încolo, rog. Încă un slide. Bun. Asta este structura. Nu vreau să insist foarte mult. Ce e important este GS1 și asocierea GS1 cu IFS. Deci în tot spațiul european, UK și Elveția, pe fiecare certificat IFS este acest Global Location Number, deci absolut nu se poate falsifica niciun fel de certificat IFS. Acum, legat de veșnica discuție, ce facem, că nu toată lumea poate să țină pasul, bineînțeles că există soluții, este această cale IFS, în care pentru firmele mici, chiar familiare, pentru firmele care sunt la început de drum, există acest drum, slide-ul următor, în care există posibilitatea ca în 3 ani, slide-ul următor, vă rog. Și încă unul. Aici este imaginea care trebuie reținută. Deci firma poate să fie din 2 persoane. Există o certificare Global Markets la nivel de basic level, 35%. Se poate anul următor să se treacă la pasul următor de 55%. Și dacă într-adevăr firma este capabilă încă într-un an să ajungă la 100%. Dar atenție, și schemele de Global Market sunt recunoscute de către toate lanțurile de retail din toată lumea. Și atunci, pentru un producător mic român, dacă intre pe calea aceasta, el poate să livreze și să vândă în lanțurile de retail din România, cum la fel dacă se ține și are posibilitatea asta prin finanțări să se dezvolte, el poate mai departe chiar să exporte produsele sale alimentare. Mai departe. Aici intrăm în zona de tehnicalitate, în sensul că tot acest program va fi disponibil în România din această vară. Noi, ca IFS Training Center în România, vom avea ca partener oficial IFS tot acest know-how pus la dispoziție. Și bineînțeles, ne va face mare plăcere să-l împărtășim firmelor din industria alimentară, care trebuie susținute, pentru că numai prin valoare adăugată putem să schimbăm situația cu balanța comercială. Mai departe, sunt lucruri legate de cum se va întâmpla lucrul acesta, către cine ne orientăm, cum vom aborda piața. Mai departe. Legat de ceea ce se poate găsi pe site-ul nostru, la momentul ăsta avem partea de agendă pentru semestrul 1 ce a mai rămas. Deci, practic, noi avem toate tematici, toate cursurile IFS Academy. La fel, am anunțat deja pentru semestrul 2 cursurile care le vom avea până să ne vină noul pachet de cursuri și seminare ce ne vor fi puse la dispoziție de colegii noștri de la IFS Academy. Ce este foarte important de precizat este faptul că aici nu vorbim despre abordarea noastră cu experiența noastră. Nu, aici este vorba despre abordarea proprietarului standardului, care a elaborat standardul și care la rândul lui
a elaborat tot ce înseamnă suport de curs, studiu de caz și rezolvare de studiu de caz. Deci, practic, este know-how de la sursă. Și cred că următorul slide o să-mi permită să-mi iau la revedere de la dumneavoastră. Sper ca data viitoare să ne întâlnim într-o condiție mai bună, pentru că, efectiv, am avut o conferință cu 15 speakeri, unul nu mi-a depășit timpul și vă garantez că totul a fost la fix. Nu-i nimic, se mai întâmplă. Sper ca data viitoare să ne întâlnim și să ne amintim, dacă putem, să trecem peste partea asta care n-a fost deloc plăcută pentru noi toți. Mulțumesc încă o dată, Ovidiu, mulțumesc dumneavoastră tuturor, vă urez mult succes acolo și sper să ne vedem sănătoși față în față. Mulțumesc mult! Vă mulțumim și noi, domnule Nache, în afară de dumneavoastră, așa cum să vă parafrazez, n-a fost unul care să nu depășească timpul, așa că vă înțelegem și ne cerem scuze. Îmi face plăcere să-l invit acum la microfon pe domnul Radu Nicosevici, care văd că a avut răbdare suficient de consistentă pentru a aștepta până la această oră. Dânsul este membru fondator al Academiei de Advocacy, a inițiat programe de tip master în domeniul advocacy la Universitatea de Vest din Timișoara și a inițiat introducerea profesiei de lobbyist în codul ocupațional din România. A fost membru al Comitetului Economic Social și este solicitat cu pregătire în inițierea și coordonarea campaniilor de advocacy în beneficiul grupurilor de interes legitime ale societății civile românești. Domnul Nicosevici ne va vorbi despre comunicarea capital-privat-autoritate locală, lobby și advocacy. Domnule Nicosevici, aveți cuvântul. Mulțumesc! Aș vrea de la început să precizez faptul că gazda noastră, domnul primar Sorin Munteanu, atunci când am stat de vorbă cu el apropo de tematica acestei întâlniri, îmi spunea că de fapt îl interesează o soluție de finanțare prin sistemul de parteneriat public-privat pentru un obiectiv de investiție pe care îl are în orașul Buziaș. Deci, iată concretețea la care noi trebuie să ajungem, încercând, mă rog, să folosim tot bagajul uriaș de cunoștințe care ne-a fost transferat astăzi și pe care unii au reușit să-l preia. Aș începe prin aceea de a vă povesti, în speranța că vă trezesc din somn și micșorez timpul până la cină, și să vă povestesc cu mulți ani în urmă, înainte de 2000, am făcut parte dintr-o delegație oficială, pe vremea lui Constantinescu, președintelui Constantinescu, dintr-o delegație oficială care avea ca temă o reformă a sistemului fiscal românesc și pusesem invitați de americani, iată că i-am reîntâlnit azi, de americani să ne prezinte variantele care sunt aplicate în diverse state din Statele Unite. Dar eu vreau să vă povestesc de un episod excepțional care s-a întâmplat atunci când am avut ocazia să fim invitați la primarul Bostonului. Primarul Bostonului ne-a spus, oameni buni, toate orașele americane, toate comunitățile americane, așa cum și dumneavoastră în România și în toată Europa, aceste orașe, aceste comunități se bat ca să atragă capital. Foamea de capital
este peste tot. Ce poate să facă un primar a unei comunități pentru a atrage capitalul? În primul rând, să facă comunitatea lui atractivă, asta însemnând, cu toate că ne amuză lucrul ăsta, asta însemnând parcuri, grădinițe, școli, opere, filarmonici, muzee, universități. Gândiți-vă că discutam de orașul care are Harvardul, care are MIT-ul. Deci un asemenea primar își punea problema că trebuie să ridice și mai mult standardul orașului respectiv. Evident, păstrând proporțiile și fiind oameni raționali, transferăm acest raționament la noi. Primarul Buziașului este preocupat să găsească soluții, să rezolve o serie de probleme ale comunității, dintre care unele crede că le rezolvă prin acest instrument care se cheamă că este parteneriatul public-privat. Dragi ascultători, parteneriatul public-privat este un, din România, este un exemplu de proastă gestiune și proastă legiferare. Nu e primul și nici ultimul. În anul 2010 s-a dat legea 178, care a fost absolut nefuncțională și nimeni n-a fost în stare să aplice din toată România. Ea a fost abrogată în anul 2016, deci după 6 ani, prin legea 100, după care a apărut o nouă lege, legea 233 din 2016, care a înlocuit legea 178 nefuncțională, lege care și la rândul ei a fost abrogată, pentru că nimeni n-a fost în stare să o pună în aplicare, prin ordonanța de urgență 39 din mai 2018, aceasta fiind reglementarea actuală a parteneriatului public-privat. Legislația de proastă calitate, evident, a generat și birocrație excesivă și reglementări stufoase și asta, evident, că a dus la lipsă de atractivitate și pentru autoritățile publice, și pentru investitorii privați. Toate astea s-au întâmplat în timp ce în Ungaria, în Croația, în Serbia, în Cehia, în Slovacia, în Bulgaria, până și în Albania s-au putut desfășura activități în care parteneriatul public-privat a putut să funcționeze. Este o mare problemă, avem o mare problemă și o problemă pe care trebuie să o rezolvăm și evident că ea se poate rezolva dacă vom înțelege cum trebuie să o rezolvăm. Și ca să o rezolvăm, trebuie să stabilim ce avem nevoie, cum ar trebui să fie legislația care să permită și autorităților locale, evident și investitorilor privați, să uzeze de acest instrument care este folosit în întreaga lume, numai în România nu este folosit. Aici îmi pare rău, o notă proastă o au autoritățile publice locale. Gândiți-vă că la ora asta avem în România cel puțin 3 asociații naționale care acoperă întregul teritoriu
al României. Asociația Comunelor din România, cu structură și așa mai departe, Asociația Orașelor din România și Asociația Municipiilor din România. Deci ai trei forme de organizare, toate trei având mare nevoie de acest instrument care se cheamă parteneriatul public-privat. Iată că cu ocazia asta, dacă ajunge mesajul meu la dânsii, ar trebui ca aceste trei organizații, care într-o proporție mai mare sau mai mică, cu posibilități mai mari sau mai mici, bine carnisite cu oameni politici de toate culorile politice, se așează la o masă și încep să dezbată inițierea amendării sau de ce nu a unui proiect de act normativ european care poate să creeze condițiile ca întreprinzătorul particular, privat, să vină și să fie sigur că face o afacere, pentru că mai trebuie să facem o paranteză. Stimați primari, omul de afaceri trebuie să vină la o afacere profitabilă. Mai repede vine la afacerea asta care înseamnă un aeroport decât la un spital. Timișoara are o experiență tristă cu o poveste a unui spital care se construiește în parteneriat public-privat și dacă mergeți pe calea Torontalului puteți să vedeți și acum un schelet uriaș. Probabil că se vede și din... În fine, n-are sens să... Deci, evident, ca peste tot în lume, realitatea este în competiție cu reglementările. Dacă dumneavoastră credeți că oamenii politici, la cel mai înalt nivel, cei cu putere de decizie, și aici mă refer la guvern, mă refer evident la Parlament, nu dorm noaptea de grijă că avem o legislație privind parteneriatul politic, public prost, vă înșelați. Dumneavoastră, ca organizații care reprezentați interesele municipiilor, orașelor și comunelor, aveți prin obiectivul organizației dumneavoastră obligația să faceți tot ce e posibil ca să creați cadrul legislativ necesar dezvoltării comunităților dumneavoastră. Iar lucrul ăsta se poate face. Eu n-am să revin la partea teoretică prezentată de doamna Kriakidis, care a scăpat din vedere să precizeze că există profesiunea de lobbyist profesionist introdusă în codul ocupațiilor din România, dar probabil că o reține acum când am precizat-o. Spre exemplu, există un compartiment întreg la fabrica Dacia Pitești de lobbyiști profesioniști care se ocupă de îmbunătățirea legislației în ceea ce privește business-ul lor. Deci, fiecare parte interesată trebuie să-și promoveze interesele. În cazul ăsta, primarii de la toate nivelele, în frunte cu primarul Boc, felicitări pentru prezentarea excepțională făcută azi, deci de la cel mai înalt nivel până la ultima comună sunt direct interesați să modifice și să-și creeze cadrul legislativ. Există instrumente, există organizații profesioniste, nu trebuie decât să aibă această inițiativă.
Mulțumesc frumos! Cu sinceritate, vă mulțumesc pentru alocuțiunea dumneavoastră. Toți colegii mei sunt încântați. Ideea dumneavoastră chiar de a se întruni cele trei asociații sau și altele care o mai fi, pentru a elabora ele un proiect de lege și care ulterior să fie prin mecanisme de advocacy și lobby promovate în Parlament, este o idee excelentă și sper să ajungă la urechile potrivite. O remarcă aș dori să fac și eu. Mulțumesc, Radu, pentru prezentarea ta extraordinară și, parafrazând clasici, parteneriatul public-privat ca lege există, dar lipsește cu desăvârșire. Mai ales că acea ordonanță 39, care a înlocuit vechea legislație, a fost și ea ușor ciuntită sau, mă rog, ameliorată, cu ghilimele de rigoare, de ordonanța 7 din 2020, care a anulat, tot, a luat de la comisiile de prognoză și așa mai departe. Deci este foarte greu să încerci să faci un parteneriat public-privat când n-ai niște norme, n-ai o lege simplă și clară, cum e legea circulației și, cum am spus, că trebuie să fie și legea achizițiilor publice. Și am fost bucuros în 2016, când într-un final am avut și nu ne-am mai condus după ordonanțe de urgență și HG-uri în achizițiile publice, ci ne-am condus după o lege. Avem legea 98, achiziții clasice, legea 99, achiziții sectoriale și așa mai departe. Dar și aici suntem ușor deficitari și, într-adevăr, eu sunt adeptul și lupt pentru simplificare, în principiu, și poate este momentul să lansez un apel. Dragi colegi, nu credeți că poate ar fi cazul ca această profesie de consilier achiziții publice să devină una liberală? Mulțumesc! Mulțumim, domnul Slimac! Mergem mai departe. Doamna Oana Pastranu, expert contabil, membru CECAR, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, o prietenă mai veche a revistei Patronatului Român, ne va vorbi despre modele de dezvoltare comunitară, economia socială, antreprenoriatul social. Doamna Pastrămă, aveți cuvântul. Tema pe care eu am ales-o în această seară, dezvoltarea comunitară, este una relativ cu tradiție, să spun așa, pentru revista Patronatului, dar este și un concept destul de vechi în toată lumea, ea datând ca și terminologie încă din 1948, odată cu mișcarea de reformă din Statele Unite. Însă, în țara noastră, ca și terminologie, este folosită mai cu preponderență acum, în ultima perioadă. De ce? Pentru că de-a lungul timpului au apărut asociații, organizații, ONG-uri, fundații care încep să se preocupe și se preocupă ca și obiectiv de bunăstarea celorlalți, fără a primi în schimb foloase materiale. Cea mai mare parte a acestora pe partea asta sunt canalizate. Dacă vorbim de dezvoltare comunitară ca și proces, aceasta reprezintă practic o comunitate în care condițiile de viață sunt îmbunătățite prin acțiuni conștiente și voluntare ale membrilor săi. Practic, o comunitate reprezintă odată existența unor oportunități. Oamenii trebuie să se întâlnească, trebuie să se cunoască, trebuie să socializeze, lucru care în ultima perioadă nouă ni s-a întâmplat destul de rar să facem lucrul acesta cu distanțarea, cu pandemia, cu situația COVID. Tot comunitatea înseamnă că oamenii trebuie să fie motivați să investească în relații în cadrul grupului, în cadrul acolo unde ei își desfășoară marea parte a activităților, precum și o interdependență. Revenind din nou la cazul României, poate că la momentul respectiv nu îi se spunea dezvoltare comunitară, dar noi ne ducem bine aminte și eu știu din poveștile părinților și bunicilor că exista în România claca sau șezătoarea. Acolo oamenii tocmai din cauza aceasta se întâlneam să vorbească, să schimbe diverse
opinii asupra, într-adevăr, a muncilor câmpului. Însă, obiectivul acestor adunări era ca omul să socializeze și să caute să... Gata, a venit și prezentarea. Nici nu știu la ce slide sunt. La 4. Doamna Oana, am permis să vă rog să vedeți cum țineți microfonul, pentru că îl atingeți cu ceva și tot fâșuie mereu. Mulțumesc. Eu cred că am multe hârtii pe masă, eu pe birou, din cauza asta. Se mai aude ceva acum? Nu. Acum nu. De altfel și tăcea dumneavoastră. Ok. Așa. Aici este, am pus două imagini reprezentative cu claca și cu șezătoarea specific românești. Mergem mai departe, următorul slide. Spuneam că pentru ca o dezvoltare comunitară să existe, avem nevoie de participare, cât și de procese participative. Am pus în slide-ul 6 un citat al lui Cicero, care mie mi-a plăcut foarte mult, și anume că binele comun este treaba poporului, iar poporul nu este orice grup de oameni asociați într-o formă sau alta, ci este împreunarea unui număr mare de oameni uniți printr-un acord asupra legilor și a drepturilor și prin dorința de participare spre folosul tuturor. Cam așa era definită într-un mod destul de impunător această dezvoltare comunitară. Mergem mai departe. Acțiunile comunitare se bazează în principal pe participare voluntară sau dezinteresată și participare din interes. Aici vorbesc despre acele organizații fără non-profit care desfășoară atât activitate economică cât și activitate socială. Printre modelele acestea care vorbeam de dezvoltare comunitară, am trecut la slide-ul 8. Se numără economia socială și antreprenoriatul social. Antreprenoriatul social este oarecum în momentul de față confundat cu un antreprenoriat economic. Pentru că în terminologia noastră și în viața noastră de zi cu zi, acest antreprenoriat este văzut numai ca fiind orientat către profit și către beneficii. Pe când antreprenoriatul social vine orientat mai mult spre obținerea beneficiilor sociale și pentru a aduce om lângă om, pentru a pune umărul și a rezolva anumite probleme de ordin, anumite probleme ale comunității. Mai departe am pus eu două slide-uri în care sunt prezentate diferențele între antreprenoriatul de afaceri, cel economic și antreprenoriatul social, dar nu mai stau să le mai enumăr. Iar următorul slide reprezintă cele 17 scopuri pentru o dezvoltare sustenabilă, care sunt menționate chiar și de ONU. La fel și aici o să trec mai departe pentru a ajunge fix la tipurile de organizații din sfera antreprenoriatului social. Aici avem 5 tipuri, și anume organizațiile tradiționale non-profit, cele care sunt non-profit, dar generează venituri, deci practic pe lângă ceea ce fac ele, înregistrează venituri pentru a fi reinvestite în activitatea organizației, întreprinderile sociale, business-urile cu responsabile social și corporațiile care practică la rândul lor responsabilitatea socială. În România, în țara noastră, am verificat ieri chiar pe portalul Ministerului de Justiție, sunt 124.908 organizații non-profit, care înglobează atât asociații, federații, fundații, uniuni și persoane juridice străine. Toate acestea, din păcate, suferă pentru că duc o lipsă acută pe partea aceasta de finanțare. Aici este marea problemă cu care se confruntă toate acestea, se lovește și de neîncrederea pe care mediul privat o acordă în condițiile în care pot fi sponsorizate și li se pot acorda anumite facilități. Din păcate, mediul privat la noi nu știe cu ce se mănâncă toată treaba cu ONG-urile și sunt privite foarte sceptic, motiv pentru care ele nu pot înainta, se lovesc de niște ziduri de neimaginat. La rândul lor, administratorii companiilor private nu au cunoștință de ceea ce înseamnă legislație pe partea aceasta de a sprijini dezvoltarea socială. Nu cunosc, se feresc, le este teamă, nu acordă credit, nu
nu sunt puși la punct cu legislația din domeniu și asta este și un punct de vedere pe care eu îl am și îl susțin, este și vina noastră, a profesioniștilor contabili, pentru că de multe ori nu aducem la cunoștință despre ce este vorba în spatele unor facilități pe care statul le acordă. Sunt facilități mici, într-adevăr, marea bătălie se dă acolo unde mediul privat poate veni cu susținere pe parte de impozit pe profit, impozit pe venit. Însă, încă o dată, nu se știe, nu se cunoaște lucrul acesta. Referitor la ceea ce există în momentul acesta pe partea de antreprenoria socială, am două exemple și le-am și trecut în următorul slide, slide-ul 12. Sunt două asociații care au ales prin obiectivul pe care și l-au propus încă de la început să readucă în folosul comunității anumite meșteșuguri, anumite îndeletniciri pe care poporul român le-a avut de-a lungul timpului, iar din bilete sau din ce mai vând ei la fața locului, aleg să-și susțină mai departe comunitatea, oferă locuri de muncă și ei, la rândul lor, se confruntă fix cu aceleași probleme cu care toate ONG-urile se confruntă. Este vorba de Moara de Hârtie și de Meșteșugar Butic, o rețea de meșteșugari care pun în valoare meșteșugurile tradiționale rome. Practic, ei asta fac parte din antreprenori sociali, oferă la rândul lor comunității din care se trag anumite foloase și vor într-adevăr să ducă mai departe lucrurile acestea și caută, nu numai alături de mulți alții, caută să izbească cumva pragul acesta legislativ foarte, foarte anevoios de la noi din țară pe partea de, mai ales pe partea fiscală. Eu am terminat, vă mulțumesc, am spus destul de repede. Sfârșit, cum se spune, finit coronat opus, noua prietenă a revistei Patronatului Român, doamna Cristina Emanuela Dascălu, conferențiar universitar, specialist în comunicare. Este un CV atât de impresionant că nici nu îndrăznesc să îl citesc pe toți. Aș spicui doar faptul că doamna este doctor al, luat cu suma cum laude, nu oricum, al Universității din Tulsa, Statele Unite, alte masterate. Doamna Dascălu ne va vorbi probabil despre procesul de comunicare în care va sublinia faptul că nu contează ce spune emițătorul, vorbitorul, ci ce înțelege receptorul, adică ascultătorul. Bună seara! Seara, sper, minge la filă, nu intenționam să discut despre asta, dar se poate discuta, bănuiesc, despre orice. Mai ales între prieteni și ați punctat bine, mă simt între prieteni. E sfârșit de zi, e sfârșit de conferință, voi fi scurtă și la obiect, dar nu înainte de a da cezarului cel cezarului. Și aș vrea, în primul rând, să adresez mulțumirile mele și să exprim aprecierea pe care o am. Deci mulțumirile mele lui Cezar, pe care l-am întâlnit la o întrunire, aș spune eu, providențială a membrilor Uniunii Scriitorilor din România, la Vișor, acum aproximativ 2 săptămâni. Și iată, datorită lui Cezar, mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, încercând să discut, poate despre ce a spus dumneavoastră, domnule profesor, poate despre altceva, poate despre toate acestea, dar pe scurt. Nu vreau să apar așa ca la legile lui Murphy, știți că un specialist este cineva venit din altă localitate, dar aș putea probabil părea așa. Subiectul pe care îl pregătisem, dar nu-i nimic, era legat de acest parteneriat public-privat și se intitula COVID-19 Needs and Challenges in International Capital Outflows.
private versus public flows in developing and developed countries. Asta pentru că mă gândeam și la antevorbitori, cei din Statele Unite, dar voi trimite materialul revistei dumneavoastră și Casa Ezergei. Vreau să manifest gratitudinea mea și către organizator și poate că mă voi lega puțin de un aspect legat de organizare și de titlul acestei conferințe, pentru că stând aici și ascultând expunerile din această seară, un regal pornit de dimineață, nu doar din această seară, mă gândeam așa cumva și la un proverb nativ american care spunea, sau care spune once upon a time in the future. Cumva am reușit noi să legăm aici trecut cu un potențial viitor, trecându-le toate prin prisma prezentului. Și având parteneri de discuție, atât persoane de mediu antreprenorial, cât și pe cei care, la urma urmei, sunt răspunzători de toate politicile locale sau naționale. Da, suntem la Buzia și s-a discutat mult despre ce se poate face, cum putem interacționa, cum putem sprijini economia locală, cum putem dezvolta aceste parteneriate public-private. Și mi-am adus aminte, așa, în seara aceasta, inspirată poate și de o conferință interesantă în această seară, cu mai puține slide-uri și cu exemple proprii legate de o călătorie la Boston. Deci, amintindu-mi și eu de perioada în Statele Unite, dar și de alte conferințe, mi-am adus aminte câțiva ani în urmă. Eram în Germania, la o conferință pe o temă similară, într-o localitate mică din Germania și mi-am adus aminte că primarul respectiv, care a stat la toate prezentările, la un moment dat a spus ok, facem acum o pauză și vom merge toți să vedem ce găsim noi în localitatea noastră. Și am găsit ce? Un mic producător de vinuri locale, un mic producător de șosete făcute artizanal, un producător de brânzeturi, un producător de diverse obiecte făcute din ramuri de rachită. Vreau să spun că toți participanții la conferință, mulți dintre ei venind din mediul privat, alții la rândul lor primari din alte comunități locale, din Germania sau din alte state, au făcut acest periplu în mica localitate. Care a fost rezultatul final? Nu știu, poate unii au investit 100 de euro să cumpere o sticlă de vin bun, dar o parte dintre antreprenori, de fapt, au fost interesați să investească în acea comunitate. În acea comunitate, văzând că acea comunitate putea, cumva, să răspundă unor nevoi. Nevoi personale, nevoi de dezvoltare locală, nevoi de dezvoltare regională. Vorbim adesea, să revin la educație, de pragmatism, da? Și de comunicare, necesitatea de a comunica. De aici pornește totul. Cum comunicăm unii cu alții, cum comunicăm între noi, cât de mult ne pasă și de timpul celuilalt și de ce are celălalt să spună sau nu are să spună. Cu siguranță, ar trebui probabil, așa cum am auzit la discuțiile de dimineață, să începem prin a educa tânăra generație chiar de la nivelul de grădiniță. Să înțeleagă cei tineri, care este rolul lor în comunitate, să înțeleagă importanța comunicării, nu comunicării defectuoase și, de asemenea, să existe acest, pe de o parte, pragmatism, pe de altă parte, poate, implicarea în viața socială, în viața cetății, pentru că, până la urmă, toți suntem cetățeni ai cetății. Și dacă am începe acest lucru, încă de când suntem mici, nu? Probabil, că în momentul în care suntem maturi și avem propria noastră idee de business, vom investi poate și în școala care ne-a pregătit și în universitatea care ne-a pregătit, pentru că până la urmă e așa o discuție cu dublu sens. Ce face universitatea? Am avut astăzi pe domnul rector de la Universitatea de Vest din Timișoara, care a prezentat un material foarte interesant. Și vorbea despre inovare, despre faptul că o universitate este implicată în viața cetății chiar prin faptul că la bugetul local, la bugetul național, acea universitate contribuie substanțial. Cu siguranță așa este. Și s-a vorbit mult aici de mediul social, de mediul cultural, medii care sau în care se poate investi mult mai mult în România prin aceste parteneriate de tip public-privat. Bun.
Deci vorbim de responsabilitate, de responsabilitate de ambele părți, vorbim de leadership, vorbim de aceste inițiative care au loc din ce în ce mai mult, sper eu, și eu am văzut astfel de inițiative la nivel local. S-au menționat aici, poate că unele sunt deficitare, construirea de spitale și altele au mai mult succes, construirea de aeroporturi. Sigur, este vorba și de alte proiecte. Unele au ajuns din fază de proiect în fază de proiect abandonat, cum ar fi construirea de nouă operă sau teatru, sau teatru pentru copii. Dar putem începe probabil și cu un proiect de tipul teatru în parc, în care cineva investește pentru o trupă de teatru amator, se vând bilete la intrare, cei care au investit își recuperează banii, universitatea care a pregătit acești actori amatori este încântată și studenții la rândul lor sunt încântați că pot să facă această activitate. În fine, câte minute mai am? 2 minute? 3 minute? Eu aș spune așa. A fost foarte interesantă ziua de azi. Promit că voi că trimit lucrarea cea despre COVID și ce se întâmplă în societăți în această perioadă post-COVID. Și promit public că o să răspund și la întrebarea dumneavoastră în scris. Cam atât deocamdată. Mulțumesc! Doamna profesoară, vă mulțumim pentru pasiunea cu care ați vorbit. Cezar, cred că este cel mai încântat pentru că i s-a dat Cezarului ce este al Cezarului. Și domnului Calotul imediat la sfârșit. Mulțumesc, dar nu pot să rivalizez cu Cezar. Și cred că acum putem împreună declara conferința închisă. Nu înainte de a mulțumi moderatorului, care are rolul cel mai important și cel mai dificil. Și am văzut în această seară un amestec de diplomație, inteligență, posibilitatea de a pune împreună analiză și sinteză. Sunt absolut impresionată. Ați făcut împreună cu domnul Cezar Iulian Armașu o conferință într-adevăr de nivel internațional și aveți prieten, o văd deja pe doamna deja, este Oana, pe, da, prieteni care cu siguranță îi aveți pe viață. Mulțumesc! Încă o dată mulțumesc și numele meu și mai ales al lui Cezar și așa ca un gând de sfârșit, mă bucur că familia Revista Patronatului Român prosperă. Nu ca bani, ci simbolic. Bună seara, stimați prieteni!